fiecare piesă are o poveste, pentru că noi scriem, compunem inspirându-ne din viața noastră sau a celor apropiați. Cu De la capăt ne-am hotărât să mergem la Eurovision tocmai ca să facem cât mai cunoscută cauza copiilor rămași singuri acasă fără părinți. Și un mesaj foarte puternic acea piesă, până la lacrimi. Da, și noi continuăm asta campania, site-ul nostru de la capăt.ro încă funcționează, un site pe care am prezentat mai multe programe în care se pot implica oamenii care vor să ajute, programe ale unor organizații puternice și de încredere. Primim mesaj acolo și din partea celor care vor să ajute și din partea celor care au anumite probleme și ne povestesc. Și e ca un fel de punte de legătură între cei care pot să ofere ajutor și cei care au nevoie de ajutor. Cred că era nevoie de o astfel de punte de legătură, pentru că undeva s-a produs o ruptură. Cred că nu cunoșteau toți românii realitatea din spatele acestor copii. E important să existe, să fie vocală treaba asta, pentru că fiecare dintre noi poate ne dorim să ajutăm, dar dacă nu avem ocazia în momentul următor, pe urmă uităm sau ne luăm cu grijile de zi cu zi și atunci cu cât aducem mereu în față povestea lor, cu atât lumea e mai sensibilizată și încet încet se implică. Și mulți ne întreabă cum putem să ne implicăm, că și asta e un lucru important. Ok, vrei să ajuți, dar trebuie să știi cum. Și atunci, datorită acestor programe, ei pot să efectiv să se implice în rezolvarea problemei sau mă rog, în alinarea problemelor pe care le au acești copii. Iar videoclipul a fost filmat videoclipul acolo, de la colțul capăt de rai al lui Ivan Pațaichin. E multă apă, dar e în altă parte, e la Cazane filmat, pe Dunăre. Tot pe Dunăre. Sunt imagini din filmul Calea Dunării al lui Sabin Dorohoi, care este un scurtmetraj câștigător de multe premii, prezentând un copilaș tot așa rămas acasă singur și care o ia pe Dunăre în sens invers, pentru că mama lui lucra la Viena. Și văzând că scrisorile către ea se întorc, se hotărăște să plece cu barca, îi lasă o scrisoare bunicului. Foarte mulți dintre acești copii rămași singuri acasă fără părinți rămân fie în grija bunicilor, a unor rude mai îndepărtate sau chiar în grija vecinilor. Cel mai tragic caz de care am auzit tot așa de la organizațiile cu care lucrăm, în 2007, într-un sat din Suceava, județul Suceava, erau numai copii, deci toți părinții copiilor plecaseră și erau numai copii în grija bunicilor. Un sat întreg de copii rămași singuri fără părinți. Acum, în 2016, situația e mult mai bună. În 2007 erau 300.000 de astfel de copii în România. În 2016 sunt câteva zeci de mii, dar considerăm că încă mai trebuie să muncim astfel încât să fie și mai puțin și poate să reușim să rezolvăm problema asta. Important este ca acești copii să crească lângă părinților, fie că ei cresc în România sau în altă parte. Pentru că mulți părinți ne-au spus, la ce să mă întorc aici, ce să fac? Da, poate au găsit o cale dincolo de graniță, dar important este să-și ia și copiii. Chiar dacă e foarte greu, pentru că mulți zic, nu putem să-i ținem cu noi, de dimineață plecăm la muncă, ne întoarcem seara, ce facem copii? Nu, da. Și atunci trebuie sprijiniți prin tot felul de programe.